Stimate domnule președinte, domnule prim-ministru, onorată asistență, dragi și stimați colegi. Am plăcerea să vă salut la acest forum al aleșilor locali pe Redemie din partea raionului Anenei Noi și desigur a satului Șerpieni, care foarte mult mă mândresc. Aleșii locali din raionul Anenei Noi, ca și toți cei din Republica Moldova, sunt convinși că administrația locală înseamnă dreptul și capacitatea autorităților locale, legal și cu responsabilitate, să muncească în folosul populației, pentru a rezolva probleme, a acționa concret, a fi alături de oameni la bine și la greu. Cu multă perseverență și caracter, pentru a oferi speranța că putem trăi mai bine. La Anenei Noi avem o echipă pe Redemie, una tânără, una cu caracter, care a îmbrățișat problemele și speranțele locuitorilor din raion. Cu atitudine foarte responsabilă, am parcurs drumul de la prioritizarea necesităților până la implementarea unor șir întreg de proiecte. Astăzi, ca și întreaga Republică, raionul Anenei Noi este un șantier unde se repară grădinițele, se dotează școlile, acolo unde se circulă pe drumuri, poate mai puțin europeni decât vrem să le avem, dar sperăm că o să fie cele bune, pentru că odată cu îndreptarea fondului rutier în localitățile noastre, speranțele ne se multiplică. S-au efectuat foarte multe lucrări de reparație la centrele comunitare, la centre pentru tineret și pentru oameni în vârstă. S-au făcut și la noi, ca și în toată Republica, sisteme de epurare și de canalizare. Avem proiecte europene în privința aprovizionării cu apă calitativă a locuitorilor din Anenei Noi. A fost creat centre de plasament. Toate acestea s-au făcut, anume în satele unde primarii sunt peledemiști. Acolo unde am avut un raion foarte roșu, care am reușit să-l colorăm în acești 4 ani, ne bucurăm de succes, având o echipă în care avem o colaborare foarte bună, atât pe orizontală cât și pe verticală. Aici țin să mulțumesc doamnei Liliana Palicovici, domnului ministru Usat și, desigur, domnului președinte, care foarte des este la Anenei Noi. În așa fel avem posibilitatea să ne consultăm, să ne jăluim când este momentul și să primim cele mai frumoase indicații pentru a lua lucrurile corecte și a merge înainte. În urma direcționării fondului rutier, astăzi, raionul Anenei Noi, fiecare localitate așteaptă aceste drumuri performante de care suntem în lipsă în toată Republica. Dar, dincolo de infrastructura necesară, suntem în dezvoltarea serviciilor educaționale, a serviciilor de sănătate și a celor publice. Satele noastre au nevoie de edificii culturale multifuncționale, au nevoie de modernizare în toate sferele vieții și aceasta servește ca motivație pentru aleșii locali. Într-o a munci cu în fiecare localitate să oferim cetățenilor toate serviciile necesare. Lucrurile se schimbă în Moldova, lucrurile se schimbă în bine și la Anenei Noi. Reprezentanții Partidului Liberal Democrat din Moldova au obiective clare și muncesc pentru a schimba viața comunităților în bine. Noi facem lucruri frumoase, suntem insistenți, suntem activi, suntem ambițioși, suntem consolidați. Spiritul de echipă ne face puternici și încrezuți. Drumul adevărului este drumul reformelor, iar scopul comun este de a construi o țară modernă, puternică și a oferi cetățenilor drepturi, libertăți și bunăstare. Apropierea de Uniunea Europeană ne mobilizează pentru investiții și acțiuni fără precedent, pentru gestionare corectă a capitalului financiar și îndeosebi a celui uman. Aici este loc pentru multă comunicare. Aleșii locali din Anenei Noi aleg să meargă înainte.